Vă nu vi se pare că modul în care ne alegem destinația de vacanță s-a schimbat destul de mult? Nu mai apelăm la agenții de turism care să-ți pună în față un catalog plin de hoteluri și oferte, cu mic dejun, demi-pensiune, all-inclusive, etc., etc. Acum ne petrecem vacanța în funcție de ce vedem pe rețelele de socializare. Ai văzut, dragă? Marina e undeva cu barca în Grecia. Sau îl știi pe colegul ăla din clasa 4-a? E în Maldive, la nu știu ce hotel de 5 stele. Ce e deranjant e că n-ai cui să te plângi. Nu poți să suni la agenția de turism și să spui: domnule, eu mi-am cam luat țeapă cu vacanța asta. Aș vrea să dau un report la toate pozele pe care le-am văzut pe nu știu ce profil. Că am bătut drumul până acolo și n-a fost ușor, că mie mi-e cam rău de mare, că a fost umezeală și țânțari, nu m-am bucurat de nicio petrecere. Vacanțele nu seamănă între ele pentru că energia e mișto de vacanță vine de la oamenii cu care ești și de la cei pe care îi întâlnești. Poți să-ți pierzi bagajele sau să ți le încurce. Poți să rămâi fără portofel în prima zi sau să te bucuri de tot ce vezi. Turnul Eiffel, Big Ben, mare, munte sau carnavalul din Veneția. Ideea este să surprinzi realitatea așa cum este ea. Fii exact așa cum ești tu și bucură-te de locurile pe care le vezi și de oamenii pe care îi ai lângă tine.